drumul național 18, de la ieșire din Baia Mare și până la stațiunea Mogoșa, este pur și simplu ciuruit de gropi. În centrul orașului Baia Sprie, o astfel de groapă i-a creat mari probleme unui șofer. Roata acesteia pur și simplu s-a rupt. Poate aici un pic din noită ușa, tot. Mă, asta nu mai scapă orice roată ai băgat. Poate ce-mi asta. Da, și groapa aia, de mecanicul e. La poliție. La poliție? La poliție? Da, și poliția te vede că suntem cu ei, dar oricum în instanță. Provenie de pe mașină, nu știu ce de doar. N-ați putut feri, ce s-a întâmplat? N-am putut feri că vine mașina din sensul opus. Și a venit, avea o 20-30 la oră, n-avea mai mult. Și am prins marginea grupului și s-a rupt. Ce pagube aveți? Da, păi, e cauciuc cu janta, rotulele, ambele rotule, aripa, ușa, baia de ăsta, cutia de viteză. Cu ceva ulei. Și ce veți face în continuare? Deocamdată să repar mașina. După aia o să vedem, o să-i dăm în instanță. Nu știu. Uitați. Aproape mai 20 de centi. Ăsta e al treilea accident. Sus pe flotația accident ieri. Pe Butinu aceeași problemă accident. Gropele, n-ai ce să... Nu, efectiv, nu ai... Aici, la biserică, dacă mergi să vedeți aceeași problemă, nu ai ce să, să ferești. Una mai mare decât cealaltă. Nici o lucrare nu s-a executat ăștia de la drumuri. Nimic, nimic, nimic nu s-a făcut. E dezastru, e dezastru. Toată lumea... Mașina de Germania, alaltă ieri, o vii cu platformă direct din Germania, de-o luat un Mercedes, nou, a Q5 din ala. Zob l-a făcut. Sus pe Gutin. Aceeași problemă. Asta suntem noi. Nu poți să ții o mașină dacă în 2-3 săptămâni de zi la autoservice. Astăzi ne plătează la noastră. Rovineta o plătim? Rovineta o plătim, plătim toate taxele de drumuri, plătim, nu poți circula acum cu 10 sau 15 sau dacă plouă și nu le vezi și îți pline cu apă. Ești terminat. Cerneșteanu, are Jeep, zob l-a făcut. Într-o groapă din asta, zob și-a făcut mașina din pe spate. Așa că, nu știu cum, poate că dacă tafuri ne-am cumpărat, tafuri ar fi bine, că cu tafurile ne mai descurcăm, cu tafurile. Că în pădure dau și de randament, înseamnă că și pe drumurile astea noastre s-ar putea să le ia randament. Uitați! Da. Cam astea cred problemele noastre. Acolo, dacă când o să întoarce, să vă opriți, să vedeți. Așa că eu sunt de la primă linie, cu curățenia pe stradă, o ecologizare cu brusalul, cu rosalul, cu toți. Toată ziua, bună ziua, dar n-am avut ce să sună, ce accident să sună. Băi, a fost, dar mișcați să un pic roata, să... Da, de ziua asta unde e pula mea? Efectiv, este ruptă. E ruptă. Da, tată, sistematic. Rante, cu cauciuc, e amală cauciuc, cu 2 milioane de cauciuc. Trapez, planetară, bucșă, brață... Ușă, pragă, ia așa că e tot la unde. Pragă, ușa... O tăie cauciuc, așa e? Da, da. Janta îndoită. Ruptă, sigur, pe dinsul, mai valabilă. Da, ia, vei, vite. Da, uite. 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 Da